A aprind, punctul M este pe A aprind. O este intersecția diagonală. Și se formează cine? Planul M de O. Acest plan M de O conține suficiente puncte. Interesant este că planul ABC de bază și cu planul MDO au pe D comun. Da. Pentru a găsi dreapta de intersecție, mai trebuie încă un punct. Da. Că dacă găsesc încă un punct comun celor două plane, adică un punct care să fie și în ABC și să fie și în MDO. Și MDO. Bun. Și acum am gândit așa. Ăsta e momentul care rupe problema. Am dus D prim A. D prim A intersectează pe D M într-un punct L. Deci, suntem în planul A prim, minunat, în A prim A, D, D prim. A prim, A, D, D prim. Adică aici, în pătrat, în față. Și am dus de D prim, care intersectează pe M, D, că M era pe A prim, într-un punct L, pe care îl localizez. Mă, la punct de trac și îl localizez. Acel punct L este pe M, D, pentru că este rezultatul intersecției lui M, D, cu D de prim. Deci este pe MD. MD fiind în planul care? MD fiind în planul DMO. Înseamnă că lui este în planul MDO. M, D și O. Pentru că iată, am câștigat un punct acolo. Acum, L este și pe D prim. A. Da. L este, cum a spus, în M de O. O este în... O este... În O este în M de O. Da? O este pe C prin B. Iată că sunt în A de prin C prin B. Și acesta este un plan în care am două puncte pe O și pe L. Pe O și pe L. Da? Deci am două puncte. O și L. O știu că e la mijlocul C prin B. L l-am localizat. Pentru că pe A, A, L o pot găsi ca mărime. Da? Și acum prelungesc pe O, M, pe O, L, o prelungesc. Deci, în dreptunghiul ăsta care îl vedeți, A, B, C prim, D prim. Deci, în dreptunghiul, în planul A, B, C prim, D prim. Pe O, care e pe C prim B. Pe L, care e pe D prim A. Nu-i L la mijlocul D prim A. Nu. Este mai mic. O să-l vedem exact. Și acum, prelungit asta, intersectează pe AB într-un punct P. Acel punct P este pe AB. Punctul P este, AB este în planul ABC. Deci PO este în planul ABC. Da. Dar PO este și pe LO. Da. Dar fiind LO, unde se află LO? În planul MDO. Nu? L se află și pe MD. Da, înțeles. Deci L se află și în planul MDO. Și atunci planul MDO s-a intersectat cu planul ABC de jos. În D, o dată, și în P. În D, aveam de la început, vorbind din planul ABC de... Și de la încreat. Și... Doi la încreat.
Pe P îl crezi. Dar P-ul ăsta îmi dă voie să mă apuc, să mă ajung, să ajung la el, abia după ce l-am prins pe L. Pentru că L-ul de aici îmi rezolvă treaba. El îmi permite să duc pe O, L, o duc pur și simplu pe O, L, uite, O, L, până îmi taie pe la B. Și găsesc pe P, care este și pe AB, deci în planul ABCD. Este și pe O, L, care în planul O, L era planul MDO. MDO. Deci P este comun. Și unghiul era din P? Să vedem dacă ăsta va fi unghiul din P. Pentru asta ar trebui să pot dovedi că am o perpendiculară comună. Aia. Cele două perpendiculare comune. Deocamdată eu m-am străduit ce să fac acum. Hai să spun ce. Să găsesc pe P ăsta, să găsesc dreapta P, dreapta comună celor două. Care face locul. Da? Care și asta mă ajută. Păi mă ajută, am găsit practic, uite așa. Am găsit dreapta comună. Că eu aveam un punct comun la cele două plane. Mm-hmm. Și acum l-am găsit și pe P. Și am dreapta comună. Din clipa în care am dreapta comună, văd unde anume ce punct fixez aici, ca să duc perpendicular în cele două plane și să găsesc unghiul viedru. Unghiul din cele două plane. Da? Mai treia o dată, că e obligația mea să insist, pentru că e pentru prima dată când urmărim intersecția a două plane. Știm că intersecția, teoretic, intersecția de două plane este o dreaptă. Printr-o dreaptă este bine determinată de două puncte distincte. În clipa asta, eu aveam pe un punct D, care e comun planul ABCD, când am pronunțat cuvântul la plan ABCD, să vede când e în planul ABCD. Și vă dat de planul D, M, O. Unde M era în mijlocul A prim, O al lui intersecția, în mijlocul lui B, C prim, hai să spunem așa. Și apare planul D, M, O. Planul D, M, O. Trei puncte distincte, trei puncte necoloniale dintre un unic plan, se va intersecta cu planul ABCD și o să într-un punct D, care îi deja știut, punctul următor îi problema. Cum îl găsesc? De aceea, am avut în momentul acesta de a fi dus A de prim. De ce mi-a venit în minte să duc A de prim? Pentru că am vrut să mă plasez într-un plan, așa cum îl vedeți, A de prim C prim B. Deci este un plan A de prim C prim B, în care am un punct al planului MDO, ăla. Și mi-a trebuit acum să găsesc un alt punct din planul MDO, și l-am găsit pe L, ducând pe D prima, ducând pe D prima, se intersectează cu M, D, că sunt în planul care? Ce motiv am eu să spun că se intersectează cele două drepte? Păi sunt în planul A, A prim, D prim, D. În planul A, A prim, D prim, D, care este un pătrat. Și eu duc pe M, D, uitați-o, M, D, așa trebuie să o vedeți, M, D. Cu D prima, cu D prima, se desfăcează în punctul L. L ăsta e pe cine este, dacă e intersecția două drepte? Este și pe MD. Fiind L pe MD, de fapt este în planul MDO. Pentru că L fiind pe MD, pe dreapta din plan, e în planul MDO. Apariția lui L în clipa asta, dus în planul care? A, B, C prim, D prim. A, B, C prim, D prim. Apariția lui L. Ca poziții pe D, de, pe D prima, pe D prima, ca poziție, îmi oferă șansa să unesc pe O cu L în planul acesta. A, B, C prim, D prim.
Și să găsesc un punct pe care punct pe este pe cine? Pe A, B și pe O, L. Dar O, L era din planul M, M de O? Da. Dar O, L, O, L din planul M de O și punctul P este fiind pe L, O, e și el din M de O. Dar punctul P este și pe AB, care AB este în ABCD. Deci punctul P este și în planul acela. Și am două puncte comune celor două plate. Cele două puncte comune, D și L, îmi dau șanse să vorbesc despre dreapta comună PD. Planul EDMO se intersectează cu planul ABCD după dreapta PD. Și am găsit dreapta de intersecție a celor două plane. Sigur că acest lucru merită să redactăm ca să înțelegem, să avem clară toată povestea asta și până să vedem unde e el. Da? Da. Deci, hai să redactăm. Cum ziceam, demonstrație. Am spus așa. Planul A, B, C intersectează ABCD, hai să zicem așa, și de ABCD. Intersectează planul DMO. Egal punctul D. Egal punctul D. Și întrebarea este ABCD intersectează DMO într-un alt punct. Cine o fi acela? Deci cele două plane se mai intersectează într-un punct. Cine o fi acela? Pentru asta am început momentul care rupe problema este asta, când de prima intersectează DM și D intersectează DM egal mulțimea formată din punctul R. Spune-mi în ce plan am gândit asta? În ce plan am gândit intersecția asta? În A, D, de prima A. În A, corect. În A, D, de prim A, prim. În planul ăsta am gândit. Deci de prima A intersectează D, M, egal punctul D, în A, D, de prim A, prim. Asta înseamnă, deci, că L aparține atât unei drepte cât și celelalte. Dacă intersecția două drepte, de ce trebuie să spun ce plan fac chestia asta? O spun pentru că am nevoie să spun că se intersectează cele două, nu trec una lângă alta. Corect. Sunt în plan, se intersectează cele două. Corect. Spun ce plan am făcut. Bun, L aparține lui de prima. Deci L aparține lui de prima. De prima e paralel cu B prim. Dacă L aparțin lui de primă, una de prima. Și de prima e paralel cu B prim. Și L, tot atât de bine, e paralel, e drept, dar deocamdată spun că aparțin lui de prima. Și tot așa de important, L aparține, cu ea zisate, lui DM. Care DM este inclus în planul MDO. MGO. Că dacă DM, inclus în planul MDO. Asta înseamnă că L aparține planului MDO. Da? L este un punct câștigat în planul MDO. Adică L, M, D, O, coplanare. Coplanare. Da? L, M, D, O, coplanare. Dreapta L, O, de unde este, în mod sigur? Fiind două puncte din planul ăsta, L, O, este inclusă în planul L, M, D, O. L, M, D, O. Da? Deci două puncte din plan, deci e în L, M, D, O. L, O, L era și pe cine, am spus mai devreme. L este și pe deprima. Da?
Ia să scriu din nou. L aparține lui de prima. O aparține lui ce prin B. O aparține lui ce prin B. Ce prin B. Rezultă aici că L și O, L, O, L, O, este inclusă în planul, este o dreaptă din planul A de prim C prim B. A de prim C prim B. Dacă L, O este o dreaptă din acest plan, eu pot vorbi de A, B, care e în plan, intersecta cu L, O. Deci rezultă că L, O intersectează pe dreapta formată din două puncte din plan, pe A, B, egal un punct L, O, uitați-vă, L, O prelungit-o, până intersectează pe A, B, în punctul P. P. Egal mulțimea formată din punctul P. Și acum, ce pot să spun este următorul lucru, că P fiind pe L-O, L-O unde am spus că este? În mod sigur, L-O. Planul M-D-O-L. Uite, avem aici. L-O, am spus asta. Deci, de aici rezultă că P aparține lui L-O, care este inclusă în planul M-D-O-L. M-D-O-L. Deci, P este un punct al planului M-D-O. M-D-O-L. M-D-O-L. Asta îmi spune că am obținut un punct din planul M-D-O-L și P este și pe AB. Dacă intersecția are două drepte, e și pe una și pe alta. Deci P aparține și lui AB. Dar AB, ce știu că este? Unde este inclus AB-ul? În planul A, B, C, D. Deci, înseamnă că B este comun celor două plane. Deci de aici rezultă că punctul B aparține planului A, B, C, intersectat cu planul M, M, M de O, să le aud așa cum a dat autorul, M de O. Aveam pe D că aparține lui ABC intersectat cu M de O. Deci rezultă că planul ABC, ABC, se intersectează cu planul M de O egal cu dreapta PD. Deci dreapta de intersecție este PD. Nu știu, am să mai insist până când vă convinc. Da, pentru că n-a fost chiar la îndemână. Da, nici eu n-am ales varianta asta de test de profesorul Unghiulierului, faptul că am sfârșitul semestrului. Am înțeles. Am înțeles, dar intersecții plane, e bine că am făcut asta. Eu am insist, era, să nu, tot ce am făcut se încadrează până la informația asta. Poate aflarea unui dietru ca poziție unde e un pic mai sus. Asta m-am găsit pe teorie, da. Da. Da, asta este. Se încadrează în ce știu ca teorie de până acum. Da. Da. Deci n-am sărit calcul până aici. Nu, mă gândeam că de aici, acolo, o sărim. O sărim de aici, poftim. Nu insist prea mult acum. Mai important este să înțelegem aici. Cum a apărut P-ul ăsta? P-ul, da. Da? P-ul. D-ul era de la ceva. Dreapta de intersecție. Deci este noutate pe care vreau să vă comunic aceea că în clipa în care urmărești intersecția două plane, te interesează două puncte distincte. Care să fie și într-un plan și în altul. Pe D l-am avut dat în ipoteză. Da. Și pe P. Și P, apariția lui P. Că tot ne întrebam unde să fie. S-a zis că poate în C. Poate nu știu ce. Dar nu aveam argumente, spuneam mai devreme. Da. Și problema este rezolvată în clipa în care m-am dus în planul A de prim C prim B. Adică am îndrăznit să duc pe D prim A.
Exact, camera paralelă cu BC prim, undeva se lega. Deci cu BC prim apare planul ăsta, exact. Apare L-ul, intersecția lui DM cu A de prim. Și îl duc pe L, ăsta e un plan acum. Îl împing pe L în planul DM-ul. Corect. Înseamnă că de fapt am mai câștigat un punct. Acest L este superb. Că el este și pe deprima. Este și pe BC prim și acum mă duc și unesc două puncte din planul ABC prim de prim. O la mijloc, uitați-vă. L îl găsim acum așa să facă bine. Și prelungindu-l, taie pe AB, că suntem în planul A de prim C prim B. Taie pe AB în P. Acest P este pe L-O, deci este în planul de L-O. Este și pe AB, este în planul ABC. Este cel care mă interesează. Corect. Ia uitați-vă ce vă aici. Stai într-o albă, care o fi acela? Răspunsul, întrebarea este P. A, P-ul care l-am găsit. Asta mă duc, după asta am înțeles. Deci am pe D, mă întrebăm P, un punct. Cine o fi ăla? Și noi l-am găsit pe P. Și l-am găsit aici, am stat să întrebat și l-am răspuns că P este punctul care mă interesează. Și atunci dreapta de intersecția celor două plane este PD. PD. Adică el se intersectează după... O dreaptă care nu este... Noi am fi vrut o să o vedem pe aici, prin exact, interior. Cu. Este în afară. În afară. Da? Da. Deci este în planul ABC, ăsta de jos, dar e din colț, pleacă undeva în afară de se intersectează. Tot în planul ABC. Exact. Da? Aparține planul. Da. Da. Deci... Asta ar fi noutatea din problema așa asta. Și PD cred că e și paralelă cu AC. Deci PD pare paralelă cu AC. Cu AC. Cu AC. S-ar putea să fie așa, o chestie care s-ar putea să ne fie de mare folos, dar până una alta este mare lucru că am găsit așa ceva. Acum, hai să ne întoarcem aici, că ne trebuia L-A cu OB, o știm. L-A. Mă interesează L-A. Pentru că la L-A din unde a fost obținut? L-A asta, am dus D-M cu D'A. Deci D-M, uitați-vă, D-M cu D'A. Pe D-M o putem afla, am D. Deci pe D-M... O aflăm repede. O știu, că merg aici. 6-3. Asta este 6, asta e 3. Și D-M se poate afla. E 3, 6 plus 9. Așa. 45. 3 de la legii. Așa. Toată o știu, da? Și ML e 1 pe 3 dintre care 5. ML cât? 1 pe 3 dintre care 5, nu? De ce ML este 1 pe 3? Nu-i perpendicular aici. Perpendicular unde ar fi? Pe asta. Deci avem un pic de treabă. Trebuie L-A neapărat. Să găsim pe L-A? Da. Prin L-A am nevoie de aici, da? Ne facem pe teorema, pe două teoreme. Teorema lui Heron și teorema triunghiului dreptunghi. Care triunghi dreptunghi? M-A-D. M-A-D. E dreptunghic. Da. Aflăm teorema prin 3 ori 6 pe 2. Aria. Și apoi prin, da, apoi prin Heron, cu A, L, supra... Deci A, L... Și apoi prin Heron cu... Dar tu, de ce mă duci la triunghiul E, A, L nu e pe M-D, nu? A, L... Nu e perpendicular pe M-D. Nu. Doar am zis că nu e. Acolo nu e perpendicular. Nu, nu, am zis că nu e perpendicular. Ar fi perpendicular pe A prin V, atâta. Aici e la pătrat, dar de valoare acolo, asta e mai jos, Miruna. Ce-ar fi în triunghiul A prim A, D, ce este D, M? Median. Este un triunghi dreptunghic acolo. Ăsta unghiul tot e de cât e grade 45. Nu? Aș putea afla diferența
Deci aici, dacă stau și analizez, unghiul ăsta, deci, dacă aș putea să-l aflu. Știu pe ate, ca mărime, da. Știu pe amă, știu pe mântă. Și în clipa când cunosc toate latura, aș putea să știu unde de aici. Da. Că știu, uite, urma cosinusul pe acolo, sau trapezul zate și scot cosinusul unghiului. Și din 6, din 4, 5, scad unghiul ăsta. Așa. Și știu și unghiul ăsta aici. Și dacă știu unghiul acesta, mi-e trebuie alăt, nu? Da. Bun. Pe AD o știm, dacă aș știu pe L, D. Aș încerca să o aflu pe AD, știm că sunt dintre ele. Așa. Păi, lungul ăla nu e la intersecția medianelor? L, la intersecția medianelor. Deci asta e pus în mediane, să da. Bine. Da, și dacă da. Ducem și găsim la lua de mijlocul, oare L nu e la intersecția medianelor? L, la intersecția medianelor. Stai, în triunghiul, tu ai dreptate, în triunghiul A, prima A, D. Da. În A, prima A, D. Da. Asta e mediană, da. Am zis bine. Da. Asta e mediană. Și voi la intersecția mediană. Corect. Și asta, a, deci am zis că e... Și atunci A, L va fi o, două treimi din A, O. Da. Două treimi din A, din A, că e două treimi de vârf și o treimi de bază. Exact. Deci hai să spunem, uite că asta e foarte tare. Deci ai văzut bine că A prim, în triunghiul A prim, A, D. Deci în triunghiul A prim, A, D avem că D-mă, median. D-mă. A, O prim sau ce vreți? E, hai să zic așa. A e. A e. Median. Median. Dă-mă intersectează A, E, în L. Dă-mă intersectează A, E, egal cu mulțimea din punctul M. L, corect. L. Atunci rezultă că L, centru de greutate. L, centru de greutate. Centru de greutate. Și el A, egal la 2, 3, din... Și atunci el A, da. El A, e 2, 2, 3, 3, din... El A egal cu 2 pe 3 din A, O. El A egal cu 2 pe 3. 2 pe 3 din A, E. Egal cu 2 pe 3 din A, E. Care egal mai departe cu 2 pe 3 din... Din A, E, O putem afla. Diagonala este L radical din 2. Și vine L radical din 2. 6 radical din 2 pe 2. Da. Știi de ce? Că da, jumătate. Da, e jumătate. 2 cu 3 se duce, 3 cu 3 se duce. E 2 acum. Și 2 radical din 2. 2 radical din 2. Deci, atât, pe al. E 2 radical din 2. Bun. A, OB este... OB, ia care OB? OB. OB pe figura noastră. OB este jumătate. 6 radical din 2, 3 radical din 2. 3 radical din 2, 6 radical din 2, deci vine asta OB. 3 radical. Asta toată era 6 radical din 2 și aici e 3 radical din 2. Da. Și acum doar vrea să aflu pe AP. Încă și ne-ați mie acum. Pe care vreți? Pe AP. AP. Bun. Pe AB o știu. AB o știu. Știu. 6. Și noi să aflăm pe M? Apă. Apă ar vrea. Păi apă e egal cu apă? Apă e, nu știu. Nu știu asta, că e jumătate. Dar am pus o prelungire, de să mă picuia. O tăiat undeva, dar nu știu. Așa aș vrea să... Iar vrea să finalizez asta, că, apropo de geometrie. Deci, atâta într-un moment important, că știu într-un triunghi AD. Cum este L cu O? Paralele. Și paralele. Și ce, la ce vă fuge mintea când e vorba de asta? La teorema fundamentală a asemănării. Corect. Pe A. Pe al cu P, P, O. De la. Așa face. Deci, triunghiul. Triunghiul.
triunghiul pe care a spus pe A, pe al triunghiul pe al lui, este asemenea cu triunghiul pe OB. Pe OB. Și atunci, îmi permit să scriu că numai câteva deci, zic, pe A, uitați, pe A, supra, parte pe B. Da. Deci pe A, da, supra, parte pe B, pe B, egal cu B, pe P, 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 supra, P, O, P, B, supra, P, O. Și egal adică ce a dat prea la L-A, pe O, L-A, supra, O, B. Dar pe L-A, pe O, B, o știm. L-A, și cam mai departe. L-A. 2 radical din 2. 2 radical din 2 supra 3 radical din 2. Ia uite cum se duce radicalul. Sigur, și legam cu 2 pe L. Deci, L-A. L-A, care nu știm, supra. Pe L, nu știm. L-A plus AB. L-A plus A. Plus A. Plus 6. Egal 12. 2 pe A plus 12. Da, deci... 2 pe A plus 12 egal cu 3 pe A. 3 pe A. 3 pe A. Egal cu... 12. Egal cu 2 pe A. 12 plus 2 pe A. Deci 1 pe A. Pe A egal cu... Cu 12. Egal cu 13. Deci e de două ori cu A, cât AB. Da, deci iată că e de două ori cât AB. O duce frumos, da. Deci este de două ori AB. Bun. Asta că am vrut să găsești pe PA, poate este de folos că unind P cu D, da. Unghiul ăsta DA, ce fel de triunghi este? Care de... Trebuie și aflarea dreptei comune. Și înălțim de la unde ar fi trebuit să le ducem? Le luăm unde ne convine nouă. A, unde vrem noi? Oriunde vrem pe puncte. Dar de regulă... Pe dreapta asta. Pe dreapta asta. Pe dreapta asta, atenție, pe A... Pe PD? Pe PD, da. Pe PD asta o pot duce cât vreau, nu numai de la D până la PD. Da? Da, dar de regulă se iau fie în punctele din capete, fie în pe, adică într-un din capete, fie la mijloc, ceva care să fie în contextul problemei, să poată să fie de folos. Da. Bun, domnule. Hai, și iată cum este, să spunem, ce de, e pe primar pe DA, nu? Da. Nu este perpendicular și pe P, A, pe P, D. CD e numai pe DA din plan. Da. Deci trebuie să vedeți aici că CD pe A, B, nu-i, nu. Nu-i perpendicular. Deci nu ar fi convenabil pe D, ce s-o schimb, s-o gândesc. E o altă dreaptă care să fie perpendiculară, cum ar veni în triunghiul P, D, C, să duc o perpendiculară, că sunt în planul de jos acolo. Corect. Aduce perpendiculara pe în D, pe planul ABC, în planul ABC, înseamnă aduce acolo. Și tot atât de bine trebuie să văd dacă o alta deja construită, dacă aceea este în planul care? În planul D, M, O. Ca să am șanse să o am deja construită. Da, P, D, A, C, ăla trebuie, e paralelogram și trebuie chiar pătrat. P, nu. D, nu, e paralelogram. P, D, A, C. A, C. Deci, P, D, A, C. Ți
se pare că ar fi paralelogram. Că-s paralele, dar acum că asta e 12. Păi, asta e la 12. Și asta este numai 6. Nu. E un trapez, eventual. Ele sunt paralele din linia aia. A, sunt paralele, nu? Deci de ce? Și cu... Și cu A sunt paralele, păi, corect. Pentru că A, B cu de ce? Corect. Deci acolo este un trapez. Deci dacă vreți să avem imaginea cât de cât, ar fi așa un trapez. În care AP asta de cât este? 12. De 12. Și asta este de 6, nu? Da. Este cred, un trapez de etnica isosceală. Exact. Da? Un trapez isosceală. Și din acest trapez noi... PD o avem, o știi, e acolo, PD. PD o avem, da. E, aici ar fi DC-ul, aia mică, DC, A și P, da? Asta e DP-ul. Da. Una din laturile neparalele. Da. Și de aici încolo, iată, în planul ABCD, probabil un înălțit pe periculare am pus aici. Exact. Poate reușim să arătăm pe periculare. Și atunci, iată că ușor, ușor se rupe problema. Da? Vă mărturisesc că teza asta n-aș fi dat-o la o clasă. Dar nu mă cred, uitați-vă, e ultima teză, i-am crezut. Da, ultima teză. Dar știți câtă materie, câtă materie, da, știți câtă materie mai e până acolo? De-aia ei un pic nu știau să facă. Da, dar noi am coborât-o la geometrie, hai să spun, la geometrie. Dar nu mai problema asta și textile înainte, am văzut că nu sunt... Nu. Dar uitați-vă, domnul profesor, cum e făcută materia. Nu, 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 asta că am lucrat noi. Dar totul a fost în direcția ceea ce am avut ca discuții de până acum. Deci noi nu suntem depășiți. Nu, doar cu informația, dar cum nu mai spus o dată. Tot ce am făcut noi este făcut de așa. Deci toată discuția la algebră nu avea niciun cusur să nu ducem până la capăt. Deci algebra nu. Da. Dacă aici noțiunea unghiul dietru bine, era o problemă. Bine, dar și eu la să arătăm dupul aia. Nu știu dacă făcea cineva dupul ăla. Apariția lui Bâni. Hai să-ți spun. Păi asta zice. Da. Deci asta nu face parte decât din toate teoriile. Eu înțeleg, dar... Păi de-aia am spus că n-aș fi dat-o. Nu, da, adică mai e jumătate de cartel. Nu, asta. Dar deci, nu, poate înțelegeau. Grad de dificultate mare. Da, poate mergeau cu bâul ăla cum vine, să ducă, să ducă ei simt. Nu, după făcut încă materie. Am văzut că urmează teorema celor trei perpendiculare. Nu știu ce. N-am folosit pe aici. Dar planurile astea ca fi... Intersecție din plane s-a făcut. Nu, zic că urmează o bază de teorie făcut. Dar după nu-i distanță la două plane, nu? Nu. După este dreapta comună. Păi am făcut dreapta comună la două plane? Păi da, intersecția două plane dreapta. Da, asta am făcut, teorema celor trei. Deci tot e intersecții de plane. Deci problema da, care este acum. Secțiuni paralele cu plane, vorbe studiate, trunchiuri de piramidă. Nu, dar nu ce vreau. Deci noi ne-am urmărit. Deci aici suntem la intersecții de plane. Da, am înțeles. Asta cu punctul C ar fi putut să... O să lucrăm, mamă, dar nu văd așa greu la teză și... Nu văd așa greu. Deci nu se poate duce. Uite, hai decât să spun de cea dreaptă. Eu m-am întrebuința la maxim. Nu vă mint. Exact. Pentru că simțeam, tu mă duceai spre ce acolo, nu mi-era clar că se poate duce pe nici acolo. Nici nu se spune așa de greu. Am sesizat. Momentul în care am dus problema a fost acest de prima. Exact, că l-am găsit pe lângă. Și nu de problemă. Da. O să mai facem, o să mai lucrăm, că ea mai demoralizată complet. Iar zice, acum cu teza asta, ea zice, gata, nu mai știu bine matematică. Și ea începe să intre în panică. Da, dar nu trebuie așa. Se plăcea că lucrăm, iată, suntem în perioada asta, când ne antrenăm. Ca în orice activitate, în perioada de antrenament, ne spunem tot ce nu știm. Asta nu știu, știu, asta nu știu, știu. Să facem repede, sinteză, doamnă, că trebuie să grăbește la meci. Așa. A început meciul. A început meciul? Da. Păi, lasă-mă. Și de ce nu spui tu? Că ți-ai mai făcut acolo semn. Dar ăsta era cu semn, e disperat. Da. Ai făcut tot felul de semn, dar la mine nu a fost. Dacă spui steaua, chiar nu mai e rău, să știi. Așa. Cu cine și-am spus steaua asta? Cu Dinamo. Oooo, era mai important. Cu Dinamo, să știi.
Am făcut o profesor variantă. Sinteza. Sinteza. A fost greu. A fost greu, da. Sinteza. Așa. Corect. Da. A fost așa, rezultatul calculului, deci X-ul și formulele calculului pe scurtat. Formulele calculului pe scurtat. De calculul pe scurtat. Valoarea de adevăr a propoziției, când am arătat ea pe X-ul. Valoarea de adevăr a propoziției. Da. De adevăr. Compararea a unei propoziții. A unei propoziții. Compararea a două numere. Compararea a două numere reale. Da. Acolo când am arătat expresia e de x egală cu... Așa. E de x. Condiții de existență, nu? Condiții de existență. Condiții de existență. De existență. Condiții de existență. A unei expresii. Expresii. Da. Apoi. Știți, l-am calculat-o, după aceea am arătat că e de x este egal cu... Și după aceea că are sens. După aceea determinat valorile de x pentru care e de x plus 2 radical din 6 egal cu 1 supra e de x minus 2 radical din 6. Da. Ce scriem aici? Determinat valorile numerelor reale A pentru care 1 minus... Ecuații. Au fost și ecuații. Ecuații în ieri. Când ne-am adus acolo la x plus 2 la pătrat, egal cu 25, mă amintesc. Da. Și am luat cele două variante și ecuația în iar. După aceea, și cubul ăsta. A, așa. La cub aici am avut, deci cub, în care au avut intersecții de plane. De plane. Am folosit aici teorema. Asemănări. Și multă geometrie. Exact. Cât cuprinde. Geometrie tare, exact. Nu? Hai, de pe final, nu? La revedere, vă mulțumim că ați venit Propo, și vă dăm o seară după câte încălte la renunitate, la și abonați-vă la Propo, hai pe YouTube și pe blog. Așa. La revedere! La revedere.